bine găsit, dragii mei! Eu sunt Helga și v-am promis multe povești în dar. Astăzi ne va aduce povestea Mercurii Grijuliu prietena mea, actrița Cătălina Sima. Abia aștept să o vedem împreună! A fost odată un melc de oraș. Ca toți frații săi, și acesta își purta căsuța în spinare doar că avea mai multă grijă de ea. După ce ploua, când frunzele erau mai curate, iar aerul mai parfumat, cu toții ieșeau de prin ascunzișuri la plimbare pe marile bulevarde ale trotuarelor. Melcul nostru însă își purta căsuța prin locuri ferite, departe de tălpile oamenilor grăbiți și atât de neatenți la măluște. Într-o zi, cum se deplasa el încet pe sub cerul înstelat, pe care însă nu-l putea vedea, iată că vine la el o steluță. Bună seara, prietene! Bună seara, răspunse el neștiind dacă poate fi prieten cu o steluță sau nu. Mergi să-ți cauți tovarășii? Merg. Trebuie să spun ceva foarte trist, zise steluța în timp ce din ochișorii ei întunecați picurară câțiva stropi de lumină. Știu, tovarășii mei de joacă și de drumeții nu mai sunt de găsit, se arătă întristat melcul cel grijuliu. Dar tu pe cine cauți aici, pe pământ? Eu, dragă melcușorule, la fel ca și frații tăi, nu am fost atentă și am căzut din cer. Dar n-aveai cum să mă vezi că tu nu privești în sus. Da, nu privesc, nu mă grăbesc, am o căsuță în spinare și o mare răspundere. Bine faci că porți grija locuinței tale, dar nu te supăra, cui trebuie o căsuță de melc? Melcul tăcu. Știa că o căsuță ca a lui nu avea cine știe ce căutare. Cu toate acestea, o căra zi de zi, cu multă atenție, ca pe ceva de mare preț. Și toată viața sa de melc grijuliu și-o dedica acestui scop care îi fu pus în spate de la începuturile cele de taină ale lumii. Privindu-l cum tace și simțind că a trecut măsura, mica stea căzătoare îi făcu atunci o propunere curioasă. Uite, melcușorule, m-am gândit că ai putea să mă inviți și pe mine în căsuța ta. Eu oricum nu mai am unde nopta. Cu bucurie, răspunse melcul, știind că avea o căsuță foarte curată și dichisită. În noaptea aceea, dragi copii, pentru prima dată, în pragul ușii sale, un melc privi cerul și înțelese că după ce el nu va mai fi, de acolo, din inima aceleiași cochilii, o prietenă, o steluță căzătoare va avea grijă ca drumurile melcilor care au mai rămas pe pământ să fie mereu luminate. A fost o poveste minunată! Mă bucur că ați fost alături de mine și vă invit să descoperim împreună și celelalte povești pe care le aduc în dar prietenii mei.